Coincidență sau nu, în ziua în care guvernul a desecretizat cheltuielile statului cu vila din Aviatorilor, președintele României a luat o decizie surprinzătoare. A semnat decretul prin care îl trece în rezervă pe cel mai înalt șef de servicii din România, Lucian Pahonțu. Generalul cu 4 stele ocupă funcția de director general al Serviciului de Protecție și Pază de 20 de ani. Trecerea în rezervă nu înseamnă însă că Pahonțu va pleca de la conducerea SPP, ci va rămâne pe poziție. Va încasa astfel și pensie și salariu. Venitul lunar al șefului SPP se ridică la 6.000 de euro. Pensionarea lui Pahonțu ridică întrebări despre viitorul SPP și despre cine va prelua conducerea acestei instituții cheie. În 2018, fostul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Pahonțu de intervenții în deciziile politice, considerându-l responsabil de, citez, activități neconstituționale, destinate să influențeze membrii PSD. Pahonțu a negat aceste acuzații, subliniind caracterul apolitic al SPP.